Înainte să începem, au fost câteva întrebări. Nu avem timp, timpul este extrem de limitat. O să încerc să ating una sau două. Au fost câteva întrebări pe internet. Vă dau un exemplu. Cineva întreabă, dacă toate lucrurile lucrează împreună, dacă Dumnezeu îngăduie toate lucrurile, cum poți să explici când cineva nevinovat are un accident? Ca de exemplu, am avut noi o situație mai de mult în America, fetiță de 3 ani, a venit un șofer băut, a lovit-o și a omorât-o pe loc. Ce vină avea fetița aia, nu? Poți să spui că Dumnezeu a făcut treaba asta? Frații mei, este un subiect foarte larg, nu avem timp acum. Am ținut în trecut niște prelegeri și a trebuit nu știu câte predici să explic și probabil că nici n-am atins subiectul bine încă. Dar Dumnezeu are voia intenționată și voia îngăduită, adică pasivă și activă. Dumnezeu, voia lui activă e când El face ceva și atunci când El îngăduie, nu vrea asta, dar trăim într-un pământ cu probleme. Aia nu este că Dumnezeu a făcut. Ca de exemplu, Iov. Nu Dumnezeu i-a omorât copiii, nu Dumnezeu l-a îmbolnăvit, nu Dumnezeu. Satana a făcut treaba asta. Dar Dumnezeu putea să spună nu. Dumnezeu a îngăduit, a lăsat. De ce? Subiectul e foarte larg, nu avem timp de el, ar fi altă predică. Dar vreau să vă spun altă idee. Gândiți-vă, dacă Dumnezeu n-ar îngădui la niciunul dintre copiii lui, niciunul din biserică, să se îmbolnăvească niciodată, nu? Ar fi o chestie. Să n-aibă niciodată niciun accident, să nu fie niciodată sărac, să n-aibă nicio criză în viață, fiecare să aibă o casă extraordinară, păi tare m-aș bucura, o mașină extraordinară, nicio problemă. Nene, mă fac și eu adventist, adică pentru viața asta spun orice, zic orice, ții și sabatul și marțea dacă vrei. Nu? Noi nu îl urmăm pe Dumnezeu pentru că ne dă binecuvântări și ne păzește, îl urmăm pentru că a murit pentru noi și vreau să vedeți perspectiva asta. Noi suntem extraordinar de focalizați pe viața asta scurtă, 70, 80, 90 de ani, care în comparație cu eternitatea e un punct. Și tot ce vrem noi, tot ajutorul, toate binecuvântările, toate protecția le vrem în punctul ăsta. Și Dumnezeu nu a venit să ne dea confort pentru punctul ăsta, Dumnezeu a venit să ne dea viața veșnică. Și n-a promis niciodată că în viața asta nu o să avem probleme. Adică, foarte simplu, dacă ai un acvariu și în acvariul ăla ți-a căzut o travă, nu suferă un pește, suferă toți, vinovați, nevinovați. Noi trăim pe pământul ăsta în care a căzut o travă a păcatului. Și pe pământul ăsta, tot pământul, vinovați, nevinovați, toți sunt afectați de urmările păcatului. Toți suferim boală, toți suferim durere, toți suferim. Și în curând Iisus va veni și va pune un sfârșit păcatului și suferinței. Până atunci suferim toți. E ca și cum te-ai naște în Palestina sau în Israel. N-ai nicio vină că te-ai născut acolo, dar suferi războiul pentru că te-ai născut acolo. Într-un cuvânt, suntem în contextul păcatului și de aceea e suferință. Dar vestea bună este că Iisus vine curând. Extraordinar de curând. În realitate vine curând. Gândiți-vă că Iisus însuși a suferit când a venit pe pământul ăsta. Dumnezeu însuși a suferit. Punctul meu când am spus că toate lui lucrează împreună, Dumnezeu poate să întoarcă chiar și un rău care Satana te-a atacat, Dumnezeu poate să-l întoarcă și pe ăla în ceva bun. În sensul ăsta, Dumnezeu poate să ia o suferință și să o întoarcă în ceva bun și mai mult decât toate să fie cu tine, să nu fii singur. Acum, nu vreau să insist în lucrul ăsta pentru că nu am timp să termin cele 10 porunci și așa, de exemplu, în fiecare seară am sărit extraordinar de mult. Erau exemple, texte biblice, paragrafe, am sărit peste ele ca să pot să mă încadrez în timp pentru că pe televiziune sunt timpuri limitate și noi trebuie să înțelegem treaba asta. Ok, haideți să începem. Pentru dimineața asta ne-au rămas două. De fapt erau nu 12 porunci, ci 12 prelegeri, pentru că una prezintă poruncile în istorie și una la sfârșit prezintă de ce ar mai fi valabile și care sunt avantajele care le are ce lumea, că sunt dezavantajele. Nu avem timp de ele. Să ne ocupăm acum de ultimele două, 9 și 10. Care e porunca noua? Cine își amintește? Să nu mărturisești strâmb, asta e, să nu depui mărturie falsă sau să nu minți, nu? Să o luăm așa pe direct, să nu minți, că vorbim elevat și că frate, te rog să nu depui mărturie falsă, să nu minți, să nu fii mincinos. Ok. Ce înseamnă asta? Dacă te uiți în cuvântul din Biblie, din original, cuvântul este puțin mai diferit.
Vreau să vă amintesc ce am spus la început, că poruncile sunt repetate în mai multe locuri. Cine își amintește? Exodul 20, cel care le știm. Mai dați-mi încă unul, unde mai sunt repetate poruncile? Deuteronom 5, foarte bine, mulțumesc, ar trebui să dăm un premiu. Și mai unde, mai spuneți? Leviticul cât? 19, foarte bine, mulțumesc. Poruncile sunt repetate. Vreau să vă spun că e foarte interesant că în Exodul 20 se folosește un cuvânt și în Deuteronomii 5 se folosește alt cuvânt și în Leviticul 19 alt cuvânt. Și toate trei înseamnă minciună dintr-o perspectivă diferită. De exemplu, într-unul spune să nu minți, în altul spune să nu depui mărturie, nu mincinoasă. Și din aia așa care să fie cu două fețe, să nu fie clar, să poată să însemne și asta, dar să ai o scăpare. Dacă cumva este rău, să poată să însemne. Nu m-am referit la asta, m-am referit la aia, come on. Adică să poți să te joci cuvintele, să ai o scăpare. Le prezint așa întotdeauna, încât ați întâlnit oameni care când vorbesc, tot timpul nici știi, băi, a zis asta sau a zis asta? M-ați înțeles, nu? Pe când în Leviticul 19 spune că se referă nu numai când spui o minciună, și când faci un gest încât să poate să iasă o minciună. N-am spus, frate, nimic, ci că ai fost acolo și tu. Păi, ce înseamnă asta? Mă înțelegeți? Oameni care n-am mințit, frate, cum e cu chestia aia? M-ați înțeles? Să nu faci nici măcar un gest care îți dea o impresie care să ducă într-o direcție greșită. Pentru că sunt foarte mulți oameni care din mimica feței poate să-ți dea un răspuns care nu e clar sau care te duce într-o direcție greșită, care de fapt e o minciună. Și spune că e păcat. E foarte interesant că Dumnezeu, că ați auzit ca Dumnezeu să urască, în Biblie spune că Dumnezeu urăște minciuna. Auziți, în Proverbe 6 spune așa: 6 lucruri sunt detestabile lui Dumnezeu și 7 lucruri le urăște. Și cu ce începe una dintre ele? Zice: Dumnezeu urăște minciuna și un martor mincinos. Auziți treaba asta? Nu un martor mincinos, ci o mărturie falsă. Dumnezeu urăște. Și ce cuvânt e folosit acolo? Este cu un cuvânt care se folosește numai la tribunal. Este un termen care se folosește de judecător și dă contextul ca și cum ai fi într-un tribunal. Aici e judecătorul, aici e avocatul, aici este procurorul, aici este vinovatul. Și exact limbajul care se folosește de... Și ce înseamnă asta în limba ebraică? Înseamnă că Dumnezeu, când zice că Dumnezeu urăște asta, înseamnă că Dumnezeu în mod sigur va lua măsură cu mincinosul. Adică nu vei scăpa, nu vei scăpa nejudecat pentru asta. De fapt, Biblia spune că în gura lor nu s-a găsit minciună. Și nu se referă numai la verbal, ci că mărturia lor n-a fost, prin viața lor n-a fost mincinoasă. Au fost, Iisus spune așa: voi sunteți martorii mei, mărturia lor a fost bună. În Isaia 43 spune: voi sunteți martorii mei. În a doua Corinteni și în Evrei 12 spune că noi suntem o carte deschisă, o epistolă deschisă pentru toată lumea, și că noi suntem înconjurați de un nor și că noi suntem niște martori. Dacă vă gândiți la treaba asta, de asemenea în 1 Corinteni 4, vreau atunci să vă sugerez că nu se referă numai la faptul că să nu minți cu gura, spui o vorbă mincinoasă, să nu minți cu gestul, să faci un gest prin care dai o impresie falsă, ci prin viața ta să nu dai o mărturie falsă. Dar vreau să merg puțin mai departe decât asta. Traducerea cuvântului înseamnă să nu fii tu fals. Să nu fii tu cu două fețe, hipocrit. Adică, mă duc la adunare, probabil că m-ați auzit toată, spun chestia asta, că e o chestie care e foarte deranjantă. Până și tinerii, de multe ori când îi întreb de ce nu mergi la biserică, ci că, păi, un set de prefăcuți, de farisei cu două măști. La adunare sunt sfinți, când te duci acasă, dacă ai vedea, dacă ai dat cortina o parte și vezi acasă, parcă nu e aceeași persoană. Mă duc la adunare și mă întâlnește fratele în parcare, când parcam mașina, parchează și el lângă mine și cu o față de sfânt, ziceai că este deja Ellen White, cu o față de sfânt, zâmbește așa de capul pe o parte, pune mâinile așa: pace, frate. Și eu mă uit, pace, frate. Ce mă bucur să te văd. Și eu, mintea mea, de ce te bucuri? Adică, suntem rude, mă iubești, ne cunoaștem, dar cum?
Bine, te bucuri că ai venit la adunare sau te bucuri că ai mâncat o masă bună sau te bucuri că ai fost un concediu. Dar chiar sincer, te bucuri că mă vezi pe mine? Acum, dacă mă vedea nevasta, cred că se bucură. Sau dacă vedeam copii, mă bucur că îmi văd nepoții. Dar tu, un străin, ce mă bucur că te văd. Chiar te bucuri? Băi, frate, înseamnă că ești extra, mă iubești atât de mult. Vino, frate, la mine acasă că îmi speli vasele, îmi curezi mașina. Nu, n-am timp. Păi și cu, care e legătura? Adică cum de te bucuri că mă vezi? Nu spune, frate, dacă nu te bucuri, zice bună dimineața, bună dimineața. Nu spune ce nu e, nu? Ce mă bucur, frate, pastor, că te văd. M-am uitat la el. De frate, masca la o parte, zi bună dimineața sau pacea Domnului sau sabat fericit și cu asta, cu asta. Și zice, frate, e așa de plăcut să ne întâlnim în sabat. Știți chestia cu barba și cu floricelele? Lasă, frate, masca, dă masca la o parte, fii cine ești. M-ați înțeles? Dumnezeu urăște un martor fals. Nu pretinde să fii cine nu ești. Gândiți-vă, în Biblie vine la tasul și ce, cine ești tu? Eu sunt Esau. Stai, mă, frate, cine era el? Era Iacov. Ce a fost asta? Nu pretinde să fii cine nu ești. M-ați înțeles? La adunare este mielul din Apocalips. Când ajunge acasă, este fiara din Apocalips, aceeași persoană. Între timp și-a dezvoltat coarne. Nu poți să fii două persoane într-unul. Ori ești ăsta, ori ești ăsta. Înseamnă că într-unul din două minți. Dumnezeu urăște un martor fals. Trebuie să trecem puțin mai departe. Apropo, ca să terminăm povestea, zic, frate, de ce ești bucuros? Sunt bucuros că Domnul e bun. Zic, chiar ai ajuns la nivelul ăsta spiritual că înțelegi și te bucuri că Domnul e bun? Da. Și zic, matale, cum ești? Sunt bine, sunt fericit, e sabat. Zic, și eu sunt fericit că e sabat. Și zice, Domnul ne-a binecuvântat. Zic, mă bucur, frate, că ești binecuvântat. Ia spune-mi cum, că vreau și eu curios. Adică pentru mine, dacă spui treaba asta, trebuie să fie o realitate. Mă bucur, spune și mie cum. Zic, ce-ți face familia? Bine, suntem binecuvântați. Cum e cu serviciu? Bine, sunt binecuvântat. Matale, sănătatea? Bine, sunt binecuvântat. Zic, frate, ești un om fericit, Domnul să te binecuvânteze. La revedere. Mă duc în adunare, țin predica. Când termin, mă duc în office-ul meu, îmi despachetez computerul, bate cineva la ușă, deschid ușa, era el. Zic, hai, pastor, ai 5 minute. Da, hai înăuntru. Bine, înăuntru. M-a lăsat nevasta. Păi, frate, la intrare mi-ai zis că... Zice, a, nu, așa zicem noi, că e sabat, așa zicem noi, dar nu... nu. Și zice, mi-am pierdut și serviciul. Păi, te-am întrebat ce faci cu nevasta, ce-și faci cu serviciu? Și ce, mă doare stomacul rău. Păi, și te-am întrebat și de sănătate. Nu spun... Așa zicem noi, frate, când zicem happy sabat, nu înseamnă că ești happy. Așa se zice. Auziți? Dă masca jos, frate. Nu pretinde. Mai bine taci din gură. Bună ziua, bună ziua. Mai bine zici, frate, trăim în lumea asta, roagă-te pentru mine, că mă rog și eu pentru tine. E cinstit așa, nu? Dumnezeu, te poți, cum spunea fratele Câmpeanu, te poți ascunde de oameni, nu te ascunzi de Dumnezeu. Nu fi un martor mincinos, nu numai prin vorbele tale, nu numai prin gesturi false care duc oamenii într-o direcție greșită și le spun ceva ce nu se întâmplă. Nu fi un martor fals nici prin modul în care trăiești, fii cine ești. Vreau să vă spun, păi atunci zici, ce să fac, frate, dacă sunt într-o situație, uite, discutăm de Rahav. Rahav a mințit ca să salveze spionii, nu-i așa? Înseamnă, și spunea mie cineva, că dacă e un scop bun, scopul scuză, adică poți să minți în cazul ăsta, poți să minți în cazul ăsta sau nu. Dumnezeu ce zice? Băi, dacă faci un lucru bun, poți să faci un lucru rău ca să faci un lucru bun. Dumnezeu nu are nevoie de rău să facă bine. Dumnezeu e bun și nu poate fi ispitit să facă rău. Și dacă odată compromiți că ai o scuză, păi atunci și data viitoare găsești o scuză și fiecare găsește o scuză pentru orice prostie și orice păcat, găsim o scuză. Porunca aici să nu minți. Nu e ce să nu minți când faci rău, dar poți să minți când faci bine. Rahav era un nou născut spiritual, mă înțelegeți ce vreau să spun. Era la nivelul cel mai probabil că înainte să nască spiritual. Și la nivelul ei atâta știa. Și nu poți să ai pretenție la Rahav să știe cât știa Moise, ca de exemplu. Nu Moise, că Moise era săracul morbe. Dar nu poți să ai pretenție la Rahav să înțeleagă cât de mult înțelege unul din poporul lui Dumnezeu. Și Dumnezeu te ia de unde ești, dar Dumnezeu se așteaptă să nu rămâi unde ești, ci să crești de la bebeluș la statura plinătății lui Hristos. Rahav n-a știut mai mult, dar scopul nu scuză mijloacele.
Ai varianta să nu vorbești, taci din gură. Ca de exemplu, vine poliția la ușă, aveam Biblie, aveam, să zic eu, 40 de cutii de Biblie în mijlocul sufragerii, un apartament mic acolo, în cartierul ăla, la etajul 4, unde stăteam, o cameră mică. Păi când intrai în camera aia, era un pat cu o cutie la capăt unde puneau plapuma, pe dreapta era un șifonier, în stânga era un televizor Venus 4. Cine știe Venus 4? Cu o roată așa, alb, așa, fratele meu, cu o roată așa, alb și negru, și când învârteai de o roată, fugea imaginea, te durea capul, așa? Da, îi trăgea o palmă și se fixa imaginea. Și cam asta era toată camera. Și în mijlocul camerei 40 de cutii de Biblie, că trebuia așa să o iei pe împrejur și printre Biblie și șifonier. De-abia, știi ce e aia șifonier? Mai știe cineva? Da, bun. Așa, de-abia aveai loc. Vine poliția la ușă, bate la ușă. Păi, vă dați seama, 40 de cutii de Biblie. Iese tata și zice: aveți Biblie? Și aveți sau n-aveți? Dacă spunea da, era adevărul, dar o încurca. Dacă spunea nu, era o minciună. Ce trebuie să faci? Păi în Biblie Domnul spune așa, că Domnul a promis să dea înțelepciune cu mână largă celor ce cer. Dumnezeu nu minte, îi cer înțelepciune. L-am întrebat pe tata. Păi tata lasă așa, băi, ce servici ai tu? Păi noi suntem milițieni, că așa se zicea pe vremea, nu? Miliția că mergea cu Mia. Ce, noi suntem milițieni. Și tata, păi și ce înseamnă serviciul tău? Păi suntem milițieni, noi verificăm. Păi și atunci de ce mă întrebi pe mine? Că nu, eu nu iau salariul tău. Verifică tu că să-ți meriți salariul. Uite aici, ușa, intră în casă și caută. S-a uitat la el. Putem să intrăm? Uite ușa. Ce înseamnă că nu are, dacă avea nu ne invita în casă. La revedere, și-au plecat. Și zic, băi, de unde s-a venit ea asta? Nici nu mi-a venit. M-am rugat, m-am gândit și prima dată mi-am zis, tac din gură, nu zic o vorbă. Și după aceea mi-a dat Domnul curaj, mi-a venit în minte că copilul Dumnezeu nu o frică. Și a spus, băi, fraților, nu a zis fraților, că nu erau frații aia. Intră și caută, că de aia ai servici, să-ți câștigi pâinea, să muncești tu ceva de banii aia. Și zice, nu le-am spus că am Biblie, nu le-am spus că n-am, nu le-am spus, stai să mă gândesc, intră și caută. E vreo minciună aici? Nu, nu i-a dus în direcție greșită, i-a invitat să intre, n-au intrat, ce să faci? Dumnezeu iubește adevărul. De ce iubește adevărul? Păi gândiți-vă că aud mulți creștini spunând, noi avem adevărul. Ați auzit pe cineva spunând așa? Ce vor să zică când spun noi avem adevărul? Ce vor să zică? A? A? La ce se referă? La doctrină, așa este? Ce spune Iisus? Eu sunt calea. Păi zice stare. Adevărul. Ce este adevărul? Dumnezeu este adevărul. Căci cuvântul s-a făcut trup. Dumnezeu este adevărul. Pentru că doctrinele, cuvântul au ieșit din Dumnezeu. El le-a rostit. El de fapt e adevărul. Să ai adevărul nu e suficient să ai informațiile și să nu le trăiești. Să ai adevărul înseamnă să-L ai pe Dumnezeu și când Dumnezeu trăiește în tine, în mod sigur că trăiești adevărul. Dumnezeu este adevărul. Într-un cuvânt, dacă Dumnezeu este adevărul, spune Biblia, și Satana este tatăl minciunii, nu-i de mirare că Dumnezeu urăște minciuna și iubește adevărul. Pentru că ăsta e caracterul lui. La Dumnezeu nu există minciuna. Dumnezeu iubește adevărul. Dumnezeu urăște minciuna. El e adevărul. Dar mai e un punct la asta. Primul a fost să nu spui cuvinte mincinoase. Al doilea, să nu dai gesturi care ar putea să ducă într-o direcție mincinoasă. A treia a fost să nu trăiești o viață care este dublă. Da? A patra, auziți aici. De ce să nu minți? Pentru că Dumnezeu zice să nu depui mărturie mincinoasă împotriva aproapelui tău. Păi discutăm din nou, cine e aproapele tău? Cine e aproapele tău? Cine e aproapele tău? Păi foarte simplu, cineva l-a întrebat pe Iisus, cine este aproapele meu? Și Iisus, în loc să răspunde, le-a dat o parabolă și le-a spus așa, un om mergea pe, vă amintiți parabola? Și l-au atacat bandiții și a trecut cu tare, și Iisus întreabă la sfârșit, cine a fost aproapele lui? Păi ăla care a fost lângă el, care a avut ocazia să-l ajute și l-a ajutat sau nu l-a ajutat, sau poți să o pui din altă perspectivă, ăla care are nevoie de ajutorul tău e aproapele tău. Păi cine are nevoie de ajutor în lumea asta? Cine are nevoie de ajutor?
Păi vă spun eu toți. Unii într-un fel, alții în altul. Unii emoțional, unii material, unii cu serviciu, unii cu sănătatea, unii cu copii, alții cu nevasta, alții cu... M-ați înțeles? Mai mult decât asta, aceeași persoană poate să aibă nevoie de ajutor în diferite situații, în diferite timpuri. Acum am nevoie de ajutor cu sănătatea și peste o săptămână am nevoie de ajutor cu mașina. M-ați înțeles? Cine are nevoie de ajutor, ăla e aproapele tău. Cam așa pune Iisus situația. Păi în cazul ăsta, Dumnezeu zice în Biblie că iubește pe aproapele tău. Dacă tu minți împotriva aproapelui tău, tu de fapt minți împotriva unui copil al lui Dumnezeu. În cazul ăsta, spune aici că Dumnezeu nu va lăsa nepedepsit asta. Vreau să vă dau ultima situație din porunca asta, care eu cred că e cea mai serioasă. În Leviticul 5, și vreau să vă gândiți bine la ce, și în Proverbe 13, Leviticul 5. Deci așa în Leviticul 5, și încerc să-mi traduc din engleză. If somebody sins by not speaking up. Dacă cineva păcătuiește prin faptul că nu vorbește. Ați auzit așa ceva? Dacă cineva păcătuiește, deci este un păcat... Prin faptul că nu vorbește, când trebuie să-l apere pe cineva inocent. Dacă este o situație, cineva îl acuză pe ăsta, tu știi că nu-i vinovat, dar nu-ți convine să te bagi, preferi să taci din gură, că n-ai vrea să te ceri cu celălalt. Ca de exemplu, un împărat ia via unui om. Ceilalți din jurul lui știu că e greșit, dar tac din gură ca să nu o încurce cu împăratul. M-ați înțeles? Dacă cineva păcătuiește prin faptul că nu vorbește când ar trebui să ia apărarea unui... Când cineva i-a atacat, tu vezi și preferi să taci din ură, întorci capul, te vezi că n-ai... E mai ușor să te faci când ai văzut. Înaintea lui Dumnezeu e o minciună. Dacă vă uitați nu numai la Leviticul 5, ci vă uitați la Proverbe 13. Deci este un păcat să nu aperi pe cel nevinovat. Este un păcat să nu aperi pe cel nevinovat. Biblia spune în Efeseni, spuneți adevărul, dar în iubire. Nu spune tăceți, spuneți numai când vă convine, când nu vă afectează pe voi. Vă dau un alt exemplu. Când Iisus, când a fost condamnat și judecat, erau foarte mulți între farisei, între saducei, între tot comitetul lor, care știau foarte bine că Iisus nu e vinovat. Dar au tăcut din gură, nu i-au luat apărare. Vi s-a întâmplat vreodată în viață să fiți judecați, să fiți acuzați de ceva nedrept. Și mai când am făcut-o, am făcut-o. Am făcut-o, îmi pare rău sau nu îmi pare rău, asta e. Dar când n-am făcut-o și mă acuz de ce n-am făcut, mă doare. Pentru că n-am făcut așa ceva. Vi s-a întâmplat să vă acuze cineva de un lucru care nu l-ați făcut. Așa. Și când cineva știe și ți-e prieten și e în comitetul ăla, e în postura să te apere și tace din gură, cum simțiți că prietenul ăla vă e prieten? M-ați înțeles? Aici spune că dacă nu vorbești când ar trebui să-l aperi pe inocent, este un păcat, este o minciună și Dumnezeu nu te va lăsa, nu va lăsa asta nepedepsit. Când Iisus, de exemplu, în Matei, a vindecat pe cel care era mut și orb, nu știu dacă vă amintiți, și oamenii au zis, fiul lui David, care era un termen mesianic, adică ești Mesia. Iar liderii religioși s-au gândit și au zis, băi, ce facem? Că uite, lumea crede în el și după aceea, hai să-l omorâm. În Matei 12, farisei zic, păi a făcut minuni cu ajutorul lui Belzebub. Vă amintiți? Prin puterea lui Satana. Ce a fost asta? Zice, este un păcat... Spune în decalog să dai o mărturie care este mincinoasă de dragul de a schimba ceva în favoarea ta. Asta au făcut farisei. Și acolo spune Iisus că vă spun că orice păcat va fi iertat, mai puțin blasfemia împotriva Duhului lui Dumnezeu. Ăștia au făcut păcatul de neiertat aici. I-au atribuit lucrarea lui Dumnezeu lui Satana. Nu avem timp acum să discutăm de asta, dar este în momentul în care tu te lupți împotriva Duhului Sfânt și spui că ce face Dumnezeu pentru tine a făcut Satana, tu închizi o poartă în dreptul lui Dumnezeu de a lucra cu tine. Mai luăm una și ne oprim. Matei 26. S-au strâns preoții toți
Și au vrut să aducă ceva dovezi împotriva lui Iisus și nu au găsit. Și atunci spune acolo că au găsit niște martori falși care i-au convins să spună un lucru fals ca să poată să găsească cumva să-L găsească pe Iisus vinovat. Păi în momentul în care tu produci martori care nu sunt reali, aia e minciună. Deci că în versetul 60 zice, n-au găsit niciun martor și până la urmă au găsit doi care au spus, băi, ăsta a zis că o să distrugă templu și o să-l reconstruiască în 3 zile. Dar în Ioan 2 spune că, de fapt, Iisus vorbise de trupul lui. Știau ăștia sau nu știau? Știau foarte bine. Prin faptul că au produs martori falși. Și ceilalți care știau, au tăcut din gură că nu le-a convenit să vorbească. Mai gândiți-vă la Ioan 11. Dumnezeu l-a înviat pe Lazar din morți. Și ce spun ei, ce spun preoții? Extraordinar de interesant. Dumnezeul, Iisus îl înviază pe Lazar și preoții zic, aoleo, ăsta a înviat un mort. Dacă nu facem ceva, toți o să creadă în el. Pe care era scopul lui Mesia, nu ca toți să creadă în el. Deci că dacă nu facem nimic, toți o să creadă în el. Păi trebuia să se bucure că toți cred în Mesia, ci ce trebuie să-l oprim să nu mai creadă lumea în el. O mărturie mincinoasă. Vreau să o trec puțin pe partea pozitivă, nu pe a negativă. Fraților, fac o pauză aici să vă spun ceva puțin comic. Când eram tânăr, nu vă spun cine, era un frate, printre toți oamenii aia scumpi cu care am crescut și mi-amintesc cu plăcere de biserica aia, era un frate atât de scund, nu de jos până aici, de aici până aici. Un frate scund, mai scund decât Dani De Vito, foarte, foarte scund, și când vorbea la amvon, era mai scund decât amvon, nu îi se vedea decât vârful capului. Și ca să ne vadă, se dădea în dreapta amvonului și vorbea. Și o dată ne vorbea de pozitiv și de negativ. Zice, partea pozitivă a zis. Partea negativă a zis. Predica aia nu o să o uit niciodată. Mă întâlneam cu puțeam. Partea pozitivă. Să vă dau acum și eu partea pozitivă a poruncii. Partea pozitivă spune, e foarte interesant, că un martor fals dă moarte, în traducere. Dar un martor bun, o mărturie bună, dă viață. Auziți? În Proverbe 19 spune că un martor fals nu o să rămână nepedepsit și cuvântul de acolo se referă la judecata finală. Pentru că nu se traduce nu o să rămână nepedepsit, ci se traduce o să fie tăiat din cartea vieții. Traducere. Un martor fals nu o să rămână nepedepsit. Se referă la judecata finală, o să fie tăiat din cartea vieții. Foarte serios. Dar în Proverbe 21, fiți atenți, asta e o chestie extraordinară. În Proverbe 21 cu 28 zice, un martor fals o să piară pentru totdeauna. Și acum ascultați atenție. Și cine ascultă la minciuni o să piară și el. Frații mei, nu-i numai să nu minți. Când cineva bârfește minte, să n-asculți. Să nu stai acolo pe scaunul lor, să nu stai, să zici, știi ceva, hai să nu vorbim. Dacă ei continuă, la revedere, eu sunt ocupat. Nu numai cine minte n-o să rămână nepedepsit, și cine ascultă la minciunile altora n-o să rămână nepedepsit. Da. Proverbe 14. Un martor fals aduce moarte, dar un martor care spune adevărul zice, aduce viață, dar în traducerea din ebraică zice salvează suflete. Un martor care spune adevărul aduce viață, spune în engleză, în ebraică salvează suflete. Cum, fraților, un martor care spune adevărul salvează suflete? Păi pot să dau multe exemple, n-avem timp. Vă dau un exemplu, în Faptele Apostolilor la capitolul 7, Ștefan dă o mărturie extraordinar de puternică. Și ăștia nu mai pot. Și închid urechile și până la urmă ăștia ia pietre și ce fac? Îl omoară pe martorul ăsta care dă o mărturie bună despre Iisus, că Iisus este Fiul lui Dumnezeu. Ăsta dă o mărturie bună și aia îl omoară. Deci un martor bun salvează suflete. Acolo în grupa aia este cineva care le păzea hainele. Cine e acolo? Saul, care mai târziu se numește? Și ăsta aude mărturia și spune în Biblie și spune profetic că din cauza mărturiei steia îi rămâne în minte, începe să-l consume, nu poate să înțeleagă. Și pe drumul spre Damasc, Iisus spune, de ce mă persecuți? Din cauza mărturiei steia, spune sora White,
Pavel este convertit dintr-un persecutor să devină un apostol, pentru că aude mărturia lui Ștefan. Un martor bun salvează suflete. Dumnezeu te cheamă nu numai să nu minți, ci să fii un martor bun, să salvezi suflete. Vă dau un exemplu și terminăm. Eram într-o biserică în Wisconsin de mult și a venit un bătrân și a vrut să se boteze. Și l-am întrebat, cum, vreau și eu, sunt curios, cum ai aflat de adevăr, cum te-ai hotărât? Și zice, vezi bătrâna asta? Da, o știu, e Joe, este membru din biserică, cea mai muncitoare în biserica asta. Deci acum, fiți atenți, 45 de ani, ok, frate, continuă, acum 45 de ani, locuiam împreună în Florida și eram vecini. Și femeia asta se ruga pentru mine și spunea, uite, men, Dumnezeu te iubește, uite așa. Și ce în fiecare zi îmi spunea adevărul. Și atunci nu m-a interesat. Acum 45 de ani mai târziu, am ajuns divorțat, am avut cancer, m-am vindecat, am avut atâtea probleme și tot timpul îmi vine în minte ce mi-a spus ea. Și m-am gândit, mai mor și n-am niciun Dumnezeu. Am căutat biserica și ce foarte interesant, Florida e în sud și Wisconsin e în nord. În biserica care am găsit în orașul ăsta, cine crezi că era? Vecina mea din Florida. Și datorită mărturiei ei, vreau să mă botez astăzi. Ea era bătrână, măritată, avea copii, avea nepoți. El era bătrân, divorțat, avea copii, avea nepoți. Mărturia ei de acum 45 de ani îl duce pe ăsta la botez. Un martor bun salvează suflete. Frații mei, în societatea asta în care nu mai prea știe lumea să spună adevărul, nu mai prea știe lumea să fie martori buni, pozitivi, sinceri. Societatea asta în care politicienii mint, toată lumea minte, dar nu se grăbește nimeni să apere inocentul și să spună adevărul. În societatea asta, creștinii, copiii lui Dumnezeu, trebuie să învețe să fie oameni ai adevărului, să fie martori buni, trebuie să învețe să nu asculte la minciuni. Lumea asta are nevoie disperată de adevăr. Citam pe news că un șofer a condus în Houston River direct cu mașina așa, direct a dat în balustradă în apă și stătea așa și l-au văzut ăștia toți care treceau pe acolo, l-au văzut cum stă așa la volan, mașina dă în apă și se scufundă. Au sărit 2-3 după ei, au reușit să deschidă și stătea la volan, începuse să vină apa, stătea la volan și se uita. Dar nu se zbătea. Și l-au adus afară și zice, băi, nu te zba să ieși, nu. Păi mori, știu, de-aia am sărit. De ce? Sunt sătul de societatea asta. Nevasta mă minte, copiii mă mint, la serviciu mă mint, policienii mă mint. Ce n-am găsit pe unul, ce nu știu în cine să mă am încredere, n-am încredere nimeni, m-am săturat de viață. Lumea asta are nevoie de adevăr, fraților. Are nevoie de adevăr. Haideți să trecem la ultima poruncă, care cred eu că e cea mai... Toate sunt importante, să nu mă înțelegi greșit, dar e cea mai de bază dintr-un punct extraordinar de interesant. Auziți, să nu... poftești. Păi nu se ca în română, vorba românească, să nu poftești. Frate, mă poftești pe mine la masă. Nu se referă la asta. Dacă mă poftești la cofetărie sau la masă, promit că vin. Nu se referă la asta. Să nu, în engleză, să nu covet. Adică să nu poftești. Ce e rău? Știți cine este? Știți ce este IQ test? Cine știe ce este IQ test? Un test de inteligență. Hai să vă dau un test de inteligență. Să vă dau un test de inteligență. Ascultați cu atenție să vedem cine câștigă premiul. Un test de inteligență, auziți. Ce animal este diferit între astea patru? Nu se potrivește cu celelalte trei. Câine, pisică, miel, cal. Ce animal e diferit? Nu se potrivește cu cea. Mielul, foarte bine. De cine a zis miel? Mâna sus. De ce a zis miel? Na, un răspuns rău dintr-un motiv. Un răspuns bun dintr-un motiv rău. Pentru că celelalte trei sunt mature și ăsta e copil. N-am spus câine, pisică, oaie, cal. M-ați înțeles? Am spus câine, pisică, miel, cal. Trebuia să spun cățeluș, pisicuță, miel și mânz. Atunci erau toate la fel. Haideți să vă dau altă întrebare de inteligență. Ia, ascultați cu atenție. Ascultați cu atenție. Numerele astea. Ce număr nu e la fel ca celelalte? 3, 6, 15, 20. 3, 6, 15, 20. Ce număr nu-i la? Număr? Răspuns bun. De ce 20? Că nu e divizibil la 3. Foarte bun. Ok, vă dau o întrebare de inteligență din cele 10 porunci. Acum să vedem. Ia ascultați cu atenție.
Să nu omori, să nu desfrânezi, să nu furi, să nu poftești. Care e diferită? De ce? E răspunsul bun. De ce? Deci a spus bine, dar dintr-un motiv rău. Pentru că toate celelalte sunt, ce a spus cineva, acțiuni exterioare, vizibile. Să nu poftești nu e o acțiune. E ceva ce se întâmplă în mintea și în inima ta. Frații mei, 9 din 10 au de-a face cu acțiunea exterioară. Pentru 9 din 10, tribunalul sau vecinii te poți judeca. Ai furat, e o chestie fizică. Ai desfrânat, e o chestie exterioară, vizibilă, fizică. Dar când ai poftit, lumea te poate, nu te poate judeca nimeni pe pământul ăsta că te-ai gândit în mintea ta: men, ce mi-ar place să am mașina aia. Nu te poate nimeni chema la tribunal. De ce ți-ai poftit în mintea ta să iei mașina aia? Lumea te judecă când ai luat mașina, nu când ai poftit. Am dreptate. Dar Dumnezeu te judecă când ai poftit-o. Iisus spune: băi, ați auzit că s-a zis, dar eu vă spun, dacă nu mai e mintea ta, te-ai gândit și ai zis, wow, m-ați înțeles? Ai și călcat. De ce porunca asta este atât de importantă, atât de esențială? Zice, să nu poftești. Păi să luăm cuvântul să poftești. În engleză e covet, în română poftești, dar în ebraică zice desire. Cum spui desire? Dorință. Frate, e rău să ai o dorință? Vreau un răspuns sincer. E rău să ai o dorință? Da sau nu? Nu, păi să vă dau un exemplu. Îmi doresc din inimă să mă duc cu copiii în concediu. E rău să ai o dorință de genul ăsta? Frate, e bun să ai o dorință. Îmi doresc din inimă să mănânc niște struguri. E bine sau rău? Îmi doresc gutui. N-am mai văzut gutui de mult. Oh, e bine sau e rău? E bine. Ok, ia ascultați acum. Îmi doresc nevasta vecinului. E bine sau rău? Păi de ce tăceți, fraților? Come on. Ok. Cuvântul în sine, dorință, poftă, în română pofta sună cam urât. Că ziceți, păi ce frate poftești? Dar cuvântul din Biblie, din ebraică, nu este poftă ca în română, este dorință. Cuvântul în sine nu e nici bun, nici rău. Contextul, ce dorești, îl face rău. Și în ce context este rău? Ascultați cu atenție. Când dorești un lucru care nu e al tău sau aparține altcuiva. Așa se traduce. Nu e vorba că dorești. Ce dorești este al tău sau nu. Acolo devine păcat sau bun. Ca de exemplu, vă dau două exemple așa de simple, așa ca la bună dimineața. Ca de exemplu, vecinul meu are casă, da? Și mie îmi place casa lui. Dacă mă duc la el și spun, mă vecine, îmi place casa ta, e făcută bine, e funcțională, are camere largi, are... Poți să-mi arăți și mie planurile și dacă nu te superi, să mă inspiri și eu când construiesc. E bine sau e rău că mă duc și îl întreb? E bine. Dacă zic, bă, vecine, îmi place casa ta. Și la ce mă bucur? Și tu după aceea, păi stai puțin, mă, păi o vreau. Bă, mi-o vinzi? Nu. Lasă-mă că ți-o iau eu cumva, găsesc eu o cale. M-ați înțeles? Nu e dorința rea, ci modul în care obții sau dacă e al tău, sau dacă e al altuia și tu vrei să ți-l iei să fie al tău. Ca de exemplu, vecinul meu are o nevastă. Stați puțin, ce o să zică fratele acum? Vecinul meu are nevastă cu care se înțelege bine. E un lucru bun, îmi doresc și eu când mă însor să am o nevastă cu care mă înțeleg. E bine sau e rău? E o dorință bună. Vecinul meu are nevastă cu care se înțelege bine. Vreau și eu nevasta lui. Cum e? E clar, nu cuvântul în sine, ci contextul. În Isaia 53 spune așa: Iisus n-avea nimic care să te atragă, dar cuvântul din ebraică se traduce așa: Iisus n-avea nimic care să te facă să-l dorești. Același cuvânt în ebraică din porunca 10 este în Isaia despre Iisus. Cuvântul în sine nu e bun sau rău, contextul se face rău sau bun. Proverbe 6. Dacă tu spui în inima ta, ce frumoasă e, o doresc, și zice, cu ochii te uiți, și în ebraică zice, insiști să te uiți, atunci pofta devine
Lost, cum zici lost? Ispită. Pentru că vă gândiți așa, David o vede pe Batșeba. Se uită așa el cu binoclu, se uită, ce, oh, ce păsări frumoase, ce natură frumoasă, uite ce cascadă, ce... Și atunci ce trebuia să facă în momentul ăla? Schimbă-mă binoclu. Dar el zice, stai să focalizăm mai bine. Asta e o opțiune. A doua opțiune, Iov, ce spune Iov? Nu ne-am lăsat ochii, ce spune Iov? Ok, frate, ai văzut ceva? Întoarce. Nu-ți lăsa mintea, nu-ți lăsa ochii să rămână acolo, că după aceea dorești și după aceea dorința se transformă în acțiune. Nu e vorba de dorință, ci e vorba ce dorești, dacă insiști, dacă e al tău sau nu. În Mica 2 spune așa, și aici e răspunsul. În Mica 2, capitolul 2, versetul 2. Ei, și îmi cer scuze, îmi traduc din engleză, doresc câmpuri și apoi, pentru că nu pot să le cumpere sau să le primească, se duc și le ia cu forța, doresc case și le ia cu forța și fraza următoare zice, fură de la un om casa lui și moștenirea lui. Nu e niciun rău, frate, să vrei să ai un câmp, dar nu le iei de la altul, te duci și îl cumperi. Zice, ei defraud a man of his house. Îmi cer scuze, cum zici defraud? Cine știe? Înșafără pe nedrept, nu prin înșelăciune. Ia pe nedrept casa altcuiva. În Iosua, capitolul 6, era un om care se numea Acan. Cine știe povestea? Toată lumea o știe, nu? În Iosua, capitolul 7, zice, Acan a văzut, ce a văzut? O manta. A văzut-o și ce a mai văzut? Și când le-a văzut, ce a făcut? Băi, stai puțin, am văzut-o. E frumoasă mașina aia. Poate îmi cumpăr și eu una. Ce a văzut? A rămas cu ochii pe ea și după ce a rămas cu ochii pe ea, zice, de exemplu, Eva a văzut fructul și ce a zis? Trebuie să plec de aici. Nu. A rămas cu ochii. A rămas cu ochii pe manta și după ce a rămas așa, zice, băi, asta e frumoasă. Băi, asta aș vrea. Băi, hai să o luăm. Dorința se transformă în acțiune când tu o nurture, când tu rămâi cu ochii și cu mintea și o hrănești, mulțumesc, o hrănești, cherishes. Ia, când tu o hrănești, până la urmă va deveni, vreau să repet fraza asta, când tu hrănești o dorință rea, în mod sigur te va duce la o acțiune rea. Ce s-a întâmplat cu Acan și familia lui? Au murit. Care este de fapt concluzia? Cele 9 porunci, 1 la 9, au de-a face cu acțiunile. Porunca a 10-a are de-a face cu motivul care te duce la acțiune. Cele 9 porunci au de-a face cu ceva exterior. Porunca a 10-a are de-a face cu inima. Oamenii te judecă pentru 9. Dumnezeu te judecă pentru 9, dar în mod special pentru a 10-a. Că acolo e rădăcina, acolo e izvorul, acolo e motivul din care curg celelalte. Dacă tu o rezolvi pasta din inimă, celelalte 9 nu se întâmplă. Pavel spune așa, în Roman 7. Pavel se luptă cu a 10-a. Zice, nenorocitul de mine, cine mă va izbăvi de acest trup nenorocit de moarte? Că cu mintea vreau să fac ceva, dar după aceea nu fac ce vreau, ci fac ce nu vreau. Cine mă va... Frații mei, fratele Câmpeana a început cu Psalmul 139 și eu termin cu Psalmul 139. Doamne, Tu îmi cunoști inima, spune acolo. Îmi cunoști gândurile și acum același cuvânt, dorința, pofta, același cuvânt din poruncă. Deci, îmi cunoști dorințele. Știi când stau jos și când mă ridic. Doamne, Tu îmi cunoști dorințele. Pavel zice, dacă, în Roman 7, dacă porunca n-ar fi zis să nu poftești, n-aș fi știut că e rău să poftești. Deci eu credeam că sunt ok. Până porunca aici, băi, nu numai că e păcat să faci asta, e păcat să și dorești asta, dacă nu e a ta. Într-un cuvânt, am crezut că sunt ok, că uite, țin sabatul, nu mănânc porc, mănânc, ce mănânc? Tofu, mulțumesc. Țin sabatul, nu mănânc porc, mănânc tofu, mă duc la adunare, plătesc zecimea, știu profețiile, nu mint, nu fur, câteodată mai au de la servici câte ceva, dar ok, nu, ok. Deci, pe acestea 9 le păzesc. Dar acum am aflat că nu e suficient să păzești pe astea, trebuie în inimă nici măcar să nu-ți permiți să gândești.
Și Pavel zice, aoleu, păi am încurcat-o. Cine mă, cine, adică eu pot să-mi controlez exteriorul, dar ce mă fac cu interiorul? Ce mă fac? Ce mă fac? Partea bună este că zice, Domnul să fie lăudat, că El ne poartă în carul de... Într-un cuvânt, cine mă va scăpa din trupul ăsta? Cine... Eu pot să-mi schimb exteriorul, dar nu pot să schimb inima, nu pot să-mi schimb natura, nu pot să-mi schimb petele de pe mine ca un leopard. În versetul 25, Domnul să fie lăudat, care ne dă biruința prin Hristos. Într-un cuvânt, fraților, este speranță de schimbare, pentru că acolo zice, mare atenție, a doua Corinteni 5, mare atenție, dacă cineva este în Hristos, este o făptură. Care-i cuvântul cheie în structura caiastică? Cine știe? Dacă cineva este în Hristos, este o făptură nouă. Care-i cuvântul cheie din fraza asta? Mi-ar place să zic așa, dar nu e așa. În. Asta e cuvântul din vârful piramidei. Dacă cineva este în Hristos, este o făptură nouă. În greacă, cuvântul important este în. Nu este să-L cunoști pe Hristos, ci să fii în El. Ce spune Iisus în Ioan capitolul 15? Dacă rămâi în mine și eu în tine, îți promit eu că o să aduci roade bune. Dar dacă te separi de mine, îți promit eu că nu o să aduci niciun rod. Cheia este să fii în Hristos. Pentru că atâta timp când rămâi în El, zice, cine are pe Hristos, are viața. Dacă cine cheamă în numele lui Hristos, va fi salvat. Sau, Iisus în tine, speranța nădejdii, Coloseni 1:27. Cine este în Hristos, nu are numai treabă cu arele exterioare. Hristos îi schimbă inima, îi rezolvă rădăcina de unde ești celelalte nouă. Frații mei, spune Pavel în Filipeni 4, am învățat să fiu mulțumit în orice situație. Povestea tatăl meu când era în viață, că ce băi, cineva, e parabolă, nu s-a întâmplat niciodată, cineva a zis, păi, care e secretul să fiu și eu fericit? Și cineva îi spune, uite, un bătrân îi spune, uite secretul, găsești un om fericit și iei cămașa. Dacă porți cămașa unui fericit, o să fii și tu fericit. Și ăsta a bătut lumea și oceanele și până la urmă a găsit pe unul fericit. Băi, ești fericit, da, băi, ești fericit, da, băi, ești fericit, da, 100%, dă-mi cămașa. Eu n-am cămașa. M-ați înțeles ce... Fericirea nu depinde, frate, de cămașa. Am văzut oameni cu de toate nefericiți și oameni cu de toate fericiți. Oameni fără nimic fericiți în Cuba sau știu eu pe unde și oameni fără nimic nefericiți. Fericirea nu contează în ce ai. Poți să ai de toate și să fii mizerabil. Fericirea contează să fii în Hristos. Și dacă nu înțelegi treaba asta, nimic nu merge bine. Și Pavel spune, am învățat să fiu fericit. Că sunt în pușchie, că sunt liber, că sunt, că am casa sau că încă nu am casa. Nu depinde asta. Casa mea e acolo. Ce doresc eu este să-L am pe Hristos. Și datorită relației cu Dumnezeu, celelalte lucruri le am, mă bucur. Nu le am, e ok. Toate celelalte sunt gunoi. Punctul este să învăț să fiu în Hristos. Asta are de-a face cu porunca a 10. Asta e secretul. Păi vă spun o glumă, ca să, înainte să terminăm. Este o casă, este iarnă, e cumplit, e un frig nenorocit și înăuntru familia mănâncă un curcan. Afară la geam, cățelul și curcanul. Și cățelul zice, sunt nefericit, mi-ar place să fiu înăuntru. Și curcanul zice, sunt fericit că nu sunt înăuntru, puteam să fiu pe masa lor. Nu? Poți să fii fericit afară sau înăuntru, fraților. Auziți, cheia de a păzi poruncile este să-L ai pe Hristos în tine și tu să rămâi în El. Frații mei, timpul meu a trecut. Oh, nu, n-a trecut, mai aveam 5 minute. Am 5 minute, vă spun o poveste și apoi termin. Am știut pe cineva, o bătrână, care juca, cine știe jocul Monopoly? Juca Monopoly de bătrână, putea să bate pe oricine. Adică te omora la joc și am jucat și eu cu ea și cu copiii. Și jucam Monopoly și eu n-am habar de Monopoly, eu știu alte jocuri, dar asta știu copiii mei mai bine. Și ne tot bătea. Și noi tot, eu tot încercam să salvez. Și ai investea tot și cu cât investeam mai mult cu atât câștiga. Și la un moment dat am prins tricul. E data viitoare jocului ăla, am investit tot. Și fericit, am bătut-o. Și țin cărțile pe masă și zic că te-am bătut.
Și aici și? Te-am bătut, și ce și? Și zice bătrâna, zice, ți-a trebuit jocul, da, pune-le în cutie. Zic, adică? Zic, lasă-le pe masă, să se vadă cât am câștigat. Zice, son, it all goes back in the box eventually. Ce înseamnă? Până la urmă, zice, câștii sau pierzi, toate merg tot în cutie. Frații mei, ați înțeles? Câștii sau pierzi, până la urmă, 3 metri sub pământ, toate merg în cutie. Nu le iei cu tine la cer, frate. Numai dacă l-ai pe Hristos, mergi la cer. Cheia este pentru creștini, și ar fi și pentru restul lumii, să înveți să-L ai pe Hristos în inima ta, în familia ta, în viața ta, și de acolo curg celelalte nouă. Domnul să ne ajute să înțelegem valoarea acestor lucruri. Amin? Haideți să ne rugăm împreună să încheiem. Tată din cer, poruncile sunt mult mai profunde decât noi putem să înțelegem cu mintea umană. Și deși noi avem dorința de a asculta, chiar dacă reușim câteodată să schimbăm comportarea exterioară, noi nu avem nicio putere să schimbăm inima. Și porunca 10-a ne învață că toate lucrurile vin din inimă, unde este izvorul. Din cauza asta se întâmplă tot ce se întâmplă. Te rugăm, Doamne, dă-ne o inimă nouă, fă-ne o făptură nouă și înțelegem că asta nu se poate prin puterea umană, ci prin prezența ta în inimă. Ajută-ne să te invităm pe tine în inimă în fiecare zi. În numele lui Iisus te-a rugat și îți mulțumim. Amin. Domnul să vă binecuvinteze.